lume se păstrează și acum, împietrită în timp. Cum au apărut aceste stânci, cum ele sunt studiate, ce ne pot spune și ce află specialiștii în domeniu despre trecutul acestui loc? Aceste stânci reprezintă o fâșie recifală care pe teritoriul Republicii Moldova se extinde de la nord-est spre sud-vest și apare la zi de la Caminca și până la râul Botna, în preajma orașului Ialoveni și renumite stânci de la Milești Mici. Sunt de aceeași vârstă a Basarabeanului sau, cum se mai spune, Sarmățeanul Mediu. Vârsta fiind de? Dacă în cifre, ceea ce mai aproape pentru oameni, în jur de 10-11 milioane de ani. Marea Sarmatică semăna destul de mult cu Marea Coralelor din prezent, din largul Australiei, unde astăzi se află una din cele 7 minuni ale lumii, Marea Barieră de Corali. Coralii sunt niște organisme marine care cresc în colonii, în număr mare și sunt capabili să secrete carbonat de calciu, aceeași substanță din care este compus calcarul, formând astfel schelete exterioare ca piatra. În timp, în decurs de mii de generații, noile colonii de corali cresc peste scheletele calcaroase ale strămoșelor, iar recifii pot să se ridice la înălțimi de sute de metri, formând munți calcaroși subacvatici. Atunci când nivelul apelor scade, recifii ies la suprafață. La formarea acestor biogerme, cum se mai spune, stâncile, de ce biogerme? De ce? Că ele s-au format din resturi fosile a organismelor maritime. Ele s-au dezvoltat într-o mare, la o mică adâncime aproape de țărm. Cum noi în ziua de astăzi avem un exemplu în Australia, marele barier de recife. Asta nu este exact aceeași, dar este ceva analogic. Putem spune că și în teritoriul Moldovei avem ceva de genul. Când apa se retrage definitiv, iar reciful coralier rămâne în întregime pe uscat, atunci apar formațiunile pe care le numim astăzi stânci sau toltre. În lume sunt foarte puține astfel de stânci, iar Moldova este între cele câteva țări norocoase. După ce s-a retras Marea Sarmățeană, acestea stânci au ieșit la suprafață. Și deja datorită eroziunii fluviale care s-a dezvoltat pe suprafața terestră și datorită acțiunii râurilor, cum aici avem râul Răut, aceste recife au fost spălate. Și tot materialul ăsta a fost scos și noi avem asemenea defileu în forma de canion, care este ceva deosebit, mai ales pentru un teritoriu de câmpie, îți creează imaginea că ești într-o zonă muntoasă, ceea ce a fost demonstrat și în multe filme artistici care au fost filmate în zona asta, dar descrieu Caucazul sau Crimeea. Printre cele mai spectaculoase forme de relief din țară, toltrele, numite de localnici țiglăie, se întind de-a lungul prutului, motiv pentru care se numesc și stâncele prutului. În teritoriul Republicii noastre avem foarte multe stânci, recifi coralieri, cei de la nord, în mod special, acolo îi vedem și pe partea râului Prut și cea a Nistrului. Cum s-au format ei? Cum au apărut? Corect. Tot același mecanism, numai vârsta e diferită. Și cum v-ați referit, sunt recifi coralieri, ceea ce e caracteristic pentru mările calde, cum e acum Marea Roșie, asta mai ales în Badenian s-au format, care în literatura veche figurează sub denumirea Tortonian și mulți și-aș fac greșeala asta. Dar, asta e cu câți ani, câți milioane în urmă? 14-15 milioane ani în urmă. Mulți din recifii milenari sunt tăiați de o salbă de râuri, fiecare având frumusețea sa. Mergând pe meandrele apelor, rare ori poți să intuiești peisajul ce urmează să se deschidă în fața ochilor.
Poate va fi un sat la poalele recifilor sau un perete de spart de la un capăt la altul sau o peșteră în care s-au găsit rămășițe ale omului primitiv, precum duruitoarea ori stânci în forme umane, simbolice sau care par să sfideze fizica. Ce găsim în aceste stânci? Vedem foarte multe urme de scoici. Aici putem vedea amprente, scoice, care ne permit să stabilim vârsta relativă a acestor depozite. Că deci toate aceste pietre au fost formate pe baza resturilor fosile, care s-au dezvoltat într-o zonă, cum eu am spus deja, aproape de țărm, unde condițiile erau mai favorabile, nimerea lumina soarelui. Și ele se dezvoltă numai până la o adâncime. Dacă e mai mare adâncimea, deja nu se dezvoltă. Pe răut, râul se mendrează și taie recifele cu furie în dreapta și în stânga, lăsând în urmă o priveliște asemănătoare mai degrabă cu cele nordice, apă și piatră. Dar e un peisaj mult mai promițător, colorat de mușchi și licheni, vaci, plopi, case țărănești sau cupole de biserică. Tot în aceste stânci găsim și foarte multe peșteri, grote, nu prea mari, unele mai mari, altele mai mici. Cum s-au format ele? Peșterele și grotele, asta este rezultatul a proceselor karstice. Adică când este o rocă solubilă, cum ar poate fi calcarul, cum poate fi gipsul. De exemplu, calcarul noi putem vedea la peștera de la surprizelor de la Creuleni, unde era orizontul freatic, circulau apele, dar calcarul ușor se dizolvă în apă. Și datorită asta s-a dizolvat, s-a spălat. Cum să presupunem că era un râu, un izvor, și care a spălat orice izvor care este actualmente, el printr-un gol circulă. Este o crăpătură ceva și spală calcarul permanent. Acolo era spălat. Pe urmă, orizontul acvifer a scăzut, apă deja noi, dar golul a rămas. Și tot în peștera aceea, oricum, apă este undeva mai jos. De exemplu, peștera Emil Racoviță, dacă nu se începea exploatarea carierei, nimeni nici nu avea să știe despre dânsa. Ea era deschisă întâmplător. Și dacă cariera nu pompează apa, după acolo nu e peștera, acolo e un lac. Și atât. Prin geneza și înfățișarea lor neobișnuită, toltrele au și un ecosistem aparte, de stâncă. Din păcate, aceste recife atât de pitorești și de valoroase nu sunt protejate așa cum ar trebui. Sunt multe cariere de piatră, o bună parte neautorizate, care mutilează peisajul. Toate trei sate avem și bogățiile subterane. În urmă, în vreme se extrageau, luau localnici din sat pentru a face o construcție, pentru case, pentru la animale. Pe teritoriul acestei primării se găsesc 5 tipuri de resurse naturale. Multe localități din țara noastră au fost fondate în preajma râurilor, unde localnicii se puteau aproviziona cu diferite resurse naturale. Un exemplu de acest fel este și comuna Vărâncău, în componența căreia intră 3 localități. Pe teritoriul acestei primării se găsesc 5 tipuri de resurse naturale. Datorită bogățiilor naturale găsite pe teritoriul comunei, oamenii se simțeau norocoși atunci când aveau de construit o casă sau se repare un drum. Pe
pe timpuri aici activau mai multe cariere din care se extrageau piatră, argilă, cretă și nisip. În afară de această bogăție, că avem oameni buni și harnici, mai avem și norocul că pe toate trei sate avem și bogățiile subterane. Aș spune așa cum este. Avem o carieră de piatră, avem carieră de argilă, de lut, cum se spune. Aș spune că avem, în afară de acestea, mai avem și ape subterane, ape tot, aș spune, din, cu izvor din cretă, izvor care este știut de lumea din prejur că este lecuitoare, cum se spune. Unii susțin că subsolurile acestor regiuni sunt bogate în minereuri de fier constituite din piroxen, magnetit și cuarț, calcare cretacice utilizate în industria vopselelor și fabricarea cretei de scris. Să ne convingem de cele spuse, am pornit de la o margine de sat, și anume de la fosta carieră de piatră, pentru a ne impresiona și de frumusețea locului. Piatra din această carieră nu se mai extrage așa cum se făcea pe timpuri. Oamenii vin aici după piatră, în dependență de necesități. Așa cum este și cazul acestui om, care își încărca în căruță piatră mărunțită. Ce faceți? Pentru ce? Construcții. Construcții? Construcții. Ce aveți? Acasă, la gospodărie? Gospodărie, da. Și veniți des încoace după piatră? Nu. Nu? De ce? Nu am fost, nu am timp. N-aveți timp sau n-aveți nevoie? Nu avem timp, nu nevoie. Mai vin și alți localnici încoace la după piatră? Nu, vin oameni. Vin. Care piatră, care frundiș, cum mai spune noi. Frundiș. Da, da. Puneți pe drumuri sau prin gospodărie? Gospodărie, da, gospodărie. Gospodărie. Și cam cât piatră aveți nevoie să luați? Nu știu cât mă duc, nu știu. După, cum zic, nu știu cu tractorul, știu cu căruță. Și asta câtă căruță o luați? Prima căruță. Prima căruță? Prima căruță. Și cam cât la număr ar fi nevoie, cum credeți? Multe. Multe încă? Multe. Cariera a fost închisă pe motiv că această regiune este inclusă în zona de protecție a râului Nistru. Cât timp a activat această carieră și care a fost cauza că a fost închisă? Cariera a activat de când s-a format gospodăria. A fost colhoz Octombrie de până anii 47 și până în anii 90-95 așa. După aceea, agenția, cum a spus, a închis carierele, fiindcă e zona de protecție a Nistrului. Toate obiectele sociale din localitate, din comun, a fost construite din, din carieră. Da. Din carieră. Din... Ar fi cam peste 10 ani de când nu mai activează aici. Da, da, da. Se mai extrage piatră pentru necesitățile localității? E, știți cum, așa, pe ascuns. Oamenii, da, da, da. Din stâncele acestui sat au țișnit mai multe izvoare cu apă foarte bună. Cele mai importante resurse acvatice au fost frumos amenajate. Pe atunci aveau și un debit destul de mare, însă în vere recetoase, pe post și această vară, apa izvoarelor a scăzut foarte mult. Satul Vărâncău e bogat în ape subterane foarte bune. Suntem aici la un izvor de unde localnicii se aprovizionează cu apă. Câte aveți la număr și care este calitatea apelor? Calitatea este bună. Avem trei izvoare care se folosește la începutul satului. Este aici unde suntem la momentul de față și este mai îndeal. Acolo este drumul, nu este accesibil de plecat. Aveți apeduct în sat? Nu, apeduct nu avem, fiind tot de la așa fântâni este trasă apă și la școală și la tot vine din fântâni și vine doar stanția epidemiologică, face de una analiză, că altfel nu ar da voie dacă nu ar fi bună. Apa e în cretă, iată este apă poate și bună. Satul Vărâncău este amplasat unde Nistrul face o cotitură foarte ascuțită, iar cadrul natural este completat de pereții pantelor de diferite zăcăminte naturale, argilă, cretă. Chiar la această cotitură a râului Nistru, lângă localitatea Vărâncău, se vede malul format din argilă. Era pe timpuri carieră de lut aici, de argilă?
Da, în urmă vreme se extrageau, luau localnici din sat pentru a face o construcție, pentru case, pentru la animale. Acum nu se preia, fiindcă au trecut și ei la alte forme, la coteleți, la, zicem, la altele care sunt acum. Acum puțin se folosește pentru așa ceva. Și acum se mai extrage? Tare puțin. Ani buni în perioada sovietică, din aceste locuri a fost extrasă creta de scris. Anume de aici erau asigurate toate școlile din întreaga Uniune Sovietică cu cretă naturală. După sistarea activității carierii, o perioadă a mai fost prelucrată făină de cretă folosită în construcție. Cariera a lucrat undeva în jurul la 40 de ani, avea târgu Vertujeni, Răunul Florești, avea țec de cretă acolo, el tăia cretă și producea făină de cretă. Și acum pe teritoriul primăriei era un țec mic. Mic, care cândva, cum zicem, în vremea bună, aducea rentabilitate undeva la 170% pe baza. După anii 2000 s-au închis toate, s-a distrus țehul de la Vertujeni și țehul s-a distrus și a rămas 10 ani. Acum, din anul 2012, o firmă din Chișinău a câștigat de la agenție prin licitație și ca dreptul de a extrage și au deschis cariera ca au de acum 10 zile când au pornit lucru. De la cariera de cretă ne-am îndreptat spre o altă carieră, cea de nisip și prundiș. Aceasta se află lângă satul Slobozia Vărâncău. Este una din cele trei cariere ale zonei care extrag nisip și asigură zona de nord cu aceste resurse. Tehnologia de dobândire a nisipului și prundiș din cariere este constantă aceea de a decoperta terenul și pe urmă cu ajutorul excavatorului și a mașinilor de dobândi amestecul de nisip și prundiș, de a transfera la fisoare a nisipului și a prundișului. Cam ce suprafețe și ce rezerve mai aveți aici? Rezerve, până ceea ce mai avem undeva vreo 10 ani de zile, avem rezerve de lucru, este front de lucru și lucrăm în două schimburi. Tehnologia de funcționare a unei cariere este aceeași, ca și în cazul celor de piatră, cretă sau argilă. Se iau terenurile unde s-au depistat acest zăcământ, se decopertează pe straturi, după extragerea resurselor de nisip și prundiș, se face recultivarea. Din carieră, nisipul ajunge pe un teritoriu unde se face separarea în nisip și prundiș. Apoi prundișul mai trece câteva etape de selectare în diferite fracții. Tehnologia de separare a nisipului și prundiș din extras din abataj constă între ceea că îl dăm la ciururi. La ciururi se separă nisip curat pentru construcții și două fracții de prundiș, 5x20 și 20x80. Fracția 20x80 o dăm iară la prin concasor și extragem săură, prelucrăm săură și pietriș 5x20 care are o cerință mare. În prezent, în Moldova sunt exploatate circa 120 de zăcăminte de substanțe minerale utile, volumul anual de extragere constituind câteva milioane de tone sau de metri cubi. Cele mai folosite sunt rezervele de calcar, argilă, nisip, pietriș, prundiș, silicat, gips, gresie și granit. Majoritatea zăcămintelor au fost descoperite și estimate în perioada sovietică. Cea mai mare pondere ocupă monumentele ale naturii, în special cele geologice și paleontologice. Despre acest defileu, în popor există o legendă. Când a fost nimicit acest haiduc, s-au bucurat oamenii bogați și s-au scârbit acei săraci.
Un alt punct de atracție din nordul Moldovei îl găsim în apropierea satului Caracușenii Vechi, din raionul Briceni. La câțiva kilometri de sat, distanța ce am parcurs-o pe un drum de țară, care abia de se contura printre câmpuri, pe alocuri prin pădure, extrem de capricios și șerpuitor, așa încât acum ne este greu să ne amintim cu exactitate acest traseu. Ajuns și la punctul final, între două recife numite Borta Ciuntului. Este un monument arheologic în care pe timpuri și-a găsit adăpost haiducul Ion Ciuntu. Despre acest defileu ori există o legendă, precum că pe vremuri un băiat tânăr, zdrăvănuț, trăia o poveste de dragoste cu o fată din satul Caracușenii Vechi. Băiatul se numea... Localitatea care se află în apropiere. Da. Băiatul se numea Ion Ciuntul. Și iată că când i-a propus, fetei i-a întins mâna și i-a propus căsnicie, părinții fetei i-au interzis, n-au acceptat și au măritat fata după alt băiat mai bogat din boieri. Și iată că acest băiat a hotărât ca să-și petreacă mai departe viața, anume în aceste peștere de aici. În singurătate. Și totodată, ca semn de răzbunare, a început să ducă o luptă cu oamenii bogați care erau pe atunci. Și iată că ei jefuiau bogătașii, deci le lua aurul, practic, într-un haiduc. Le luau aurul, le luau banii și le împărțeau la oamenii nevoiași, săraci. Se mai spune despre aceste locuri că din grotele stâncii apăreau fantome, ori se mai aud țipete înfiorătoare. Se mai spune că când a fost nimicit acest haiduc, s-au bucurat oamenii bogați și s-au scârbit acei săraci. Dar de atunci a trecut mulți ani și multă apă a trecut pe râul nostru din acest defileu. Râul se numește Lopatnic. Vreau să spun că spun unii localnici că și astăzi se mai aud din deschizătura acestei peșteri, se mai aud și astăzi câte un glas strigurător care este urmat de un mechezat și un tropăit de cal. Ceea ce este spre bucuria oamenilor săraci și spre mâhnirea oamenilor bogați. De jos, vârfurile tulturelor arată deosebit de pitorești, mai ales că pe ele cresc mușchi și lichieni, făcându-le irepetabile. Aici puteți întâlni și destul de multe plante rare. Vin oameni care își petrec odihna aici, sunt curioși, se poate de intrat, se poate de văzut aici. Doar că astăzi nu suntem pații, nu avem încălțăminte necesare. Înseamnă că rămâne pe altă dată. Monumentul este luat sub ocrotirea naturii, cu regim strict de... În ce an a fost inclus în monumentele naturii? În monumentele naturii au fost în anul 1975. Aici, în nordul Republicii, am vizitat un șir de obiective, să le zicem, turistice pentru această zonă, dar totodată vrem să aflăm și din punct de vedere al biodiversității. Ai zărit mai multe specii de plante care, ziceai tu, că sunt destul de prețioase, să zicem, pentru mediul natural. Care sunt acestea și fă-ne o mică caracteristică. Dacă facem o analiză, o categorisire în arele protejate, cea mai mare pondere ocupă monumentele ale naturii, în special cele geologice și paleontologice, deoarece grație reliefului specific, deci ies la iveală dizgoliri de diferite vârste, roci de diferite consistențe și cu o diferită componență. Deci avem sub acest aspect niște valori foarte importante care ar putea să servească ca suport didactic pentru studenții de la cursurile de geologie, de geografie.
În ultimii ani, verile au devenit tot mai secetoase și în special în această vară au fost foarte puține ploi, respectiv a afectat biodiversitatea. Ne spui cât de mult au de suferit plantele pe care le-ai menționat anterior? Deci, în special în vara aceasta, putem, și nu numai vara aceasta, în genere, seceta este considerat un factor limitativ pentru multe specii de plante rare, atât și pentru cele minte. Aici avem în imagine o populație mică de șiverechia podoica, o specie critic periclitată, și o vedem că ea este practic foarte afectată de aceste temperaturi înalte. Datorită faptului că precipitații sunt puține, piatra se încălzește la temperaturi foarte înalte și practic se ofilește. Nu are nevoie de multă umiditate, dar adică de niște condiții normale. Ea crește pe așa substraturi calcaroase, dar problema e aceea că, într-adevăr, seceta poate... Și mușchii sunt uscați, practic. Și, deci, seceta poate cauza pur și simplu adică micșorarea arealului. Un pic mai departe vedem chiar câteva exemplare de asparagus, care, deși este o specie iubitoare de secetă, o specie xerofită, și rezistentă, vedem că e afectată, ea practic se usucă. Aceste obiective turistice pe care le-am luat în deplasarea noastră sunt gestionate de întreprinderea pentru silvicultură Iedineț, una din întreprinderile care își gestionează cel mai bine activitatea. Lucrările se fac din resurse proprii, deși statul ar trebui să le vină în ajutor. Mai ales că această zonă este bogată nu doar în monumente arheologice, naturale, rezervații, dar și un vast genofond biologic. Aproape la 2 milioane de lei mări cheltuieli numai pentru arele protejate. Cine ține? Pentru că sunt mai destul de mare. Toate cheltuielile acestea, că acestea, toate nu din... Resursele proprii. Care sunt speciile de arbori predominante în această zonă? În zona nordului predomină mai mult tejarul, sălcâmul. În aceste locuri te convingi a câta oară că natura Moldovei e unică și plină de surprize. Odată ce ați cunoscut aceste locuri, vă vor ademeni mereu să vă reîntoarceți iar și iar.